Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi lângă mine am un DS3 Crossback E-Tens, care e o mașinuță electrică un pic înaltă, premium, la care designul este cel mai important aspect. Hai să-ți arăt de ce cred asta. La partea din față, trebuie să începem cu partea din față, că suntem aici. Farurile astea, de formă oarecum neregulată, sunt foarte, foarte impozante. Seamănă un pic cumva cu cele de la Lexus ES, varianta facelift, sunt full LED. Au niște detalii cu triunghiuri aici în ele. Luminile de zi sunt și ele foarte dramatice și la fel tot botul ăsta este, nu știu, te dai la o parte când îl vezi în spate în oglindă, cred, deși mașinuța e destul de mică. Grila la fel e foarte mare și deși e o mașină full electrică, e deschisă în totalitate. De obicei la mașinile full electrice, care sunt bazate pe o mașină cu motor termic, grila devine închisă, dar aici e total deschisă. Sigla e foarte mare, ca la o mașină premium, să se vadă că e un DS și mi se pare foarte interesant logo, e unul dintre cele mai frumoase logo-uri, dacă contează chestia asta. Aici mai sus avem logo-ul E-Tens, care îți spune că mașina e electrică. Și ce mai e de remarcat aici sunt elementele astea din aluminiu și splitterul, destul de proeminent, dar care nu e vopsit în culoarea caroseriei, deci dacă îl zgârii nu o să fie cea mai mare tragedie. Hai să ne mutăm pe lateral. Din lateral, mașina se vede că e un pic înaltă, dar nu poți să zici că e chiar un crossover. Nu mi se pare mult mai înaltă decât un Citroen C3, de exemplu. Dar totuși, cum ziceam, designul e foarte important pentru DS3 Crossback și nici din lateral nu dezamăgește. Are detaliul ăsta foarte interesant. Metal până la jumătatea stâlpului B, după aia e plastic glossy, super interesant. Dar totuși un detaliu de crossover, aș spune, e faptul că ușile se duc până jos și acoperă pragurile, adică tu când o să atingi cu pantalonii de aici nu te vei murdări. Garda la sol nu e foarte mare, sunt vreo 16 cm dacă nu mă înșel. Niște jante pe 18 care nu sunt foarte spectaculoase și nu sunt cele mai mișto pe care ți le poți lua pe un DS3. Sunt decente și se potrivesc cu designul și au elemente în formă de triunghi pe care o să le mai regăsim și în interior și la exterior pe toată mașina. Aici e portul de încărcare. CCS, adică e Type 2 aici și dacă deschizi și partea de jos ai acces la încărcare rapidă. Stopurile se curbează așa pe lângă colțul caroseriei, ca să zic, și au un element care pare a fi din aluminiu, dacă că e plastic, cu sigla DS aici, arată foarte bine și tot spatele arată bine. Părerea mea e că e cel mai reușit unghi al DS3-ului Crossback. Din nou, nu pare că e un crossover, pare că e un hatchback un pic mai înalt, dar arată bine, nu știu, mă atrage foarte mult spatele, îmi plac stopurile că sunt așa slim și fac mașina să pară că e lată și că stă bine pe șosea. Ce nu-mi place foarte mult sunt gurile astea de ventilație fake aici. Înțeleg de ce le-au pus cei de la DS, dar nu știu, sunt multe mașini care au detaliul ăsta de design, dar eu nu sunt foarte convins de el. Mai avem aici inscripția Crossback pe elementul care imită aluminiu aici. Scrie DS3 acolo, logo-ul DS aici, aici scrie E-Tens ca să-ți spună că e varianta electrică. Și de unde crezi că se deschide portbagajul? Apeși aici, apeși aici. O fi un buton pe aici? Nu. Trebuie să te murdărești aici unde e numărul. Și deja m-am murdărit. Deci l-ai deschis de aici și apoi îl deschizi de aici. Te murdărești. Are vreo 320 de litri portbagajul. Nu e foarte mare, nu e foarte mic, e ok pentru o mașină de mărimea asta. Cam ăsta e exteriorul, hai să te arăt și înăuntru. Pentru că DS3 Crossback nu e o mașină foarte mare, la exterior nu te-ai aștepta să ai foarte mult în spațiu în spate și ai avea dreptate. Cu scaunul în poziția mea, eu am aproximativ 1,83, nu prea am loc la genunchi, dar măcar pot să-mi pun picioarele sub scaunul din față, că dacă nu puteam să fac asta, stăteam așa și era groaznic. La drum lung, cred că o să devină obositor să stai în spatele unui șofer mai înalt, n-ai nici cotieră, stai cu mâna în aer, dar măcar tapiseria e frumoasă, ambianța e plăcută aici înăuntru, în spate. Însă dacă ești mai scund, totuși, s-ar putea să nu-ți placă muchea asta de la geam care se duce în sus și efectiv îți blochează din vizibilitate, adică dacă ești mic așa, nu știu, poate o să ți se pară că e o senzație de claustrofobie aici în spate.
cei de la DS au sacrificat un pic de vizibilitate pentru designul stâlpului B pe care ți l-am arătat la exterior. În spate ai doar geamuri electrice, trebuie să punem contactul să meargă, n-ai niciun USB, ai doar plăsuța asta elastică aici și buzunarele din spatele scaunelor. Nu e deloc interesant în spate aici, sincer. Hai să ne mutăm la volan, unde sunt mai multe lucruri de văzut și de discutat. Odată instalat la volan, deja te simți mult mai special. Cei de la DS au mers în continuare pe extra design, poate în detrimentul practicabilității un pic, și poate au exagerat un pic cu designul, adică s-ar putea să nu fie chiar pe gustul tuturor cum au integrat shortcut-urile pentru infotainment aici. Ele sunt cu touch, merg relativ ok, le-aș da un 7 din 10, uneori nu merg, și sunt integrate în niște romburi, diamond pattern, la fel și gurile de ventilație, la fel și unele dintre butoanele pentru ventilație. Volumul merge ok. Singurul buton fizic e ăsta pentru a opri infotainmentul de tot, cred că trebuie să ți-a apăsat. Și deasupra lui avem butonul de avarii pe care trebuie să-l producătorii de mașini trebuie să-l pună fizic pe mașină, nu poate să fie cu touch. Butonul de start e destul de evident aici. Ce am observat la mașina asta e că nu poți doar să apeși și să pornească mașina, trebuie să ți-a apăsat, ceea ce n-am mai întâlnit la alte mașini în afară de Peugeot-uri, să zicem. Pot să zic că îmi plac foarte mult butoanele pentru geamuri. Deși sunt puse aici pe consolă și nu le ai pe ușă, pentru că, din nou, fețele de uși sunt foarte dramatice, cu multe forme și n-ar fi avut unde să le pună. Dar îmi plac butoanele, au același design angular și merg foarte bine. Mai sus ai butonul pentru selectat modurile de condus, eco, normal și sport. Aici ai două cup holdere care sunt adaptive, adică dacă pui un pahar mai mic, el de tot o să ți-l țină, pentru că au niște elemente aici cu arc, priza de 12V aici, un USB, mai avem un USB aici, cotiera e foarte mare, uite cât îmi intră mâna, și cumva merge și în față, adică bagi mâna și intri un pic și spre sub cup holdere cumva. Și mai trebuie menționat torpedoul, care e foarte mare, nici nu știu cu ce să-l ilustrez, cred că tot cu mâna, este gigantic. Buzunarele din uși sunt și ele mari și se duc în spate. Cred că poți să pui lejer o sticlă de 2 litri aici. N-am o sticlă de 2 litri, dar am mâna pe care o intromisionez destul de mult. Infotainmentul este același pe care l-ai văzut și pe alte Peugeot-uri și Citroen-uri, doar că aici are un skin special, tot așa cu triunghiuri și romburi și chestii. Din nou, la fel ca butoanele astea cu touch de aici, i-aș da un 7 din 10 pentru răspuns. Uneori merge, alteori durează un pic până îți preia comanda. Nu e cel mai bun de pe piață nici ca structura meniurilor, adică mereu trebuie să stau să mă gândesc ce vreau să caut înainte să caut, deși ajută shortcut-urile de aici. De exemplu, ai pentru hartă, pentru climatizare, pentru media, telefon, aici ai aplicațiile pe care le poți downloada dacă conectezi mașina la net. Display-ul digital din fața șoferului, care mi se pare că e un punct slab al interiorului, dacă mă întreb pe mine, adică am mers cu Peugeot 208, unde e mai spectaculos. Are două ecrane, unul ecranul propriu zis și mai are un ecran pus la un unghi pe care e reflectată o altă imagine, e ca un head-up display peste display-ul propriu zis și arată foarte interesant, e un efect 3D. Și pe lângă display-ul ăla, ce văd aici nu mă impresionează, n-are nici grafică foarte bună, dacă mă uit un pic mai aproape se văd și pixelii, dar nu e chiar ce trebuie din punctul meu de vedere. Dar totuși îmi plac foarte mult scaunele, sunt foarte confortabile, au și ceva suport lateral să te țină pe curbe. Cusătura asta în formă de romb e reprodusă și aici pe bord, mi se pare drăguț. Evident că pielea albă sau green, oyster, ce-o fi chestia asta, în timp va prelua vopseaua de pe pantaloni, mai ales dacă ai niște jeans albaștri. Cam ăsta e interiorul, hai să vedem și cum se conduce. DS3 Crossback e înrudit cu alte modele care sunt făcute pe aceeași platformă, EMP. Peugeot 208, Peugeot 2008, Opel Corsa, Opel Mokka. Toate sunt practic aceeași mașină la bază și toate au și o variantă electrică.
pe DS3 Crossback mai poți să pui 3 variante de motor de 1.2 și un diesel de 1.5, în afară de varianta full electrică pe care o conducem astăzi. La fel ca E2008, E208, Corsa E și Mokka E, DS3 Crossback E-Tense are 136 de cai, adică 100 de kW, motorul e în față, învârte doar roțile față și trimite mașina la prima 100 de km în sub 9 secunde, 8.7 mi se pare. Viteza maximă e 150 și range-ul în viața reală e undeva la 230, poate 250 de km în condiții ideale. Acumulatorul e același ca la modelele anterior menționate de 50 de kWh, dar pentru că mașinuța e un pic mai înaltă, deci nu e la fel de eficient aerodinamic ca E208 și Corsa E, range-ul e un pic mai mic, cu vreo 10-15 km, dar nu e ceva notabil. Odată pus în mișcare în DS3 Crossback E-Tense, cel mai lung nume din lume, o să te surprindă cât de silențioasă e mașina. Pentru producători e destul de greu să antifoneze o mașină electrică, pentru că la spre deosebire de o mașină cu motor cu combustie internă, unde ai un zumzet, un sunet care mai acoperă din ce se întâmplă, adică zgomot de vânt, zgomot la rulare, într-o mașină electrică n-ai niciunul dintre sunetele astea. Așa că auzi tot. Însă cei de la DS au reușit să facă mașina asta foarte relaxantă și silențioasă. Nici măcar suspensia nu e zgomotoasă peste denivelări. Am mers cu ea și aproape de viteza maximă și pe autostradă e absolut decentă la viteze mari. Bine, scade range-ul, dar nu o să simți că te ia vântul. Chiar se simte ca o mașină relativ de lux, deși nu e cea mai bună la chestia asta. Poziția la volan mi se pare foarte bună, nu stai foarte sus în mașină, deși mașina e un pic înăltuță, nu simți că stai pe o lădiță în loc să stai pe scaun. Chiar simți că stai în mașină și te simți conectat, ceea ce pentru mine e important. Și în alte crossovere am suferit că stăteam prea sus. Direcția e ușoară, se întărește un pic dacă o pui pe modul sport. Ia să punem pe modul sport. Și cei 136 de cai, deși nu par mulți pe hârtie, în realitate ei fac mașina să fie destul de sprintenă. Pierde chiar și aderența destul de ușor. Se aprinde becul de la ESP foarte, foarte des. Gen, acum ne-am dus un pic drept în loc să facem stânga. Și la accelerări foarte puternice, dacă nu ești atent, o să-ți smulgă volanul din mână. Dar nu e ceva de speriat, nu-ți imagina. Doar că trebuie să știi că la o mașină electrică tot cuplul e livrat instant și poți să iei prin surprindere anvelopele față. Suspensia mi se pare foarte reușită, mai ales ținând cont că nu e independentă pe spate și uneori mai simți spatele cum dansează peste anumite denivelări, dar per total e foarte bună. Chiar face mașina să se simtă la fel de luxos, adică e în ton cu ambianța din interior. N-ai un interior sport și un comportament la drum luxos, adică de mașină așa lejeră și greoaie, ele se potrivesc. Deși poți să-ți iei DS3 Crossback și în variantă mai sport, cu scaune cu Alcantara și nu știu ce, dar nu mi se pare că se potrivește. Asta e o mașină mai pe luxury style un pic. Modelul testat astăzi costă vreo 42.000 de euro și se bate cu mașinii de la branduri cu adevărat premium. Deși are anumite omisiuni, cum ar fi faptul că n-are scaune electrice, de exemplu. Adică scaunele sunt foarte manuale, deși ele sunt ok. Dar dacă ai doi șoferi în familie și o conduc alternativ, e bine să ai scaune electrice cu memorie și mașina asta nu le are. Deși nu le-am regăsit nici pe Mercedes-Benz EQA, care costa 60 și aproape 70.000. Dar sunt alte priorități. Mașina asta e electrică, pe asta dai banii, practic. Evident că poți să ții un DS3 Crossback mai ieftin dacă nu vrei varianta electrică, dar sincer, nu știu. Mi se pare că pe mașina asta se potrivește doar motorul electric. Că motorul de 1.2 în 3 cilindri are vibrații, nu e cel mai plăcut din lume. Adică e un motor din 3 cilindri ok, dar faptul că e în 3 cilindri îl limitează cumva.
Mai trebuie menționat că varianta asta electrică a DS3-ului Crossback e cu vreo 300 de kilograme mai grea decât varianta termică pe benzină. Și se simte un pic pe curbe, adică parcă tinde un pic mai mult să subvireze. Adică n-am condus al DS3, dar am condus mașini pe platforma asta cu motor termic și sunt un pic mai agile și mai fâșnețe. DS3 Crossback E-Tense e o mașină electrică drăguță care îți place din ce în ce mai mult pe măsură ce o conduci și mai descoperi detalii pe care designerii le-au ascuns în diverse locuri. E confortabilă, e suficient de rapidă, are un range decent, are tehnologie, are Apple CarPlay și Android Auto wireless, încărcare wireless pentru telefon, bine, asta e opțională. În interior te simți destul de special, te simți mai bine decât în alte modele făcute pe platforma asta, aș zice eu. E un pic cam scumpuță, dar pentru cineva interesat să aibă un accesoriu și o mașină în același timp, e cea mai bună variantă dintre mașinile menționate la începutul videoului. Cam atât cu DS3 Crossback E-Tense. Sper că ți-a plăcut video, de subscribe dacă n-ai făcut deja asta. Pe mine mă găsești pe canalul meu în engleză One Tire Fire și pe Cavaleria ne revedem în review cu mașini următor. Numai bine!